Sisoko, Zicu l-așteaptă pe Hanca la susținere. Acum Hanca intră în centru. Hanca a căzut din nou, fundașul dreapta al ASEA-ului. Însă din nou Marcel Bârsan lasă jocul să continue. Este pentru a doua oară când Hanca cere penalti și cred că aici a fost penalti. Am impresia că Dan Popescu îi pune piedica acolo lui Hanca. A fost un picior a lui Popescu. Iată, încă o dată se vede clar pe această reluare. Aproape de fază, Bârsan îl vedem și pe acest cadru. Cred că aici...